Pescătăria Codrina, filmată de jos. Are o mică parcare în curte, dar e arhi plină sau oamenii nu știu și iată opresc în rândul 2 ca să fac coadă la prăjituri. Vin cu mașini super bengoase și le-i lene să meargă, nu știu, 100-200 de metri de unde ori găsi loc de parcare civilizat. Și opresc aici, în rândul 2, sau în fața mașinilor parcate pe trotuar. Și drumul se îngustează la o singură bandă. Vine ambulanța, vin tiruri, claxonează, dar degeaba. Ați văzut că mai ieri era și o mașină de poliție la cumpărături. Veniseră slujitorii legii și ai ordinii publice, veniseră cu auto specială să-și ia torturi. Timișoara, aproape centru, pe lângă Spitalul Județean de Urgență și pe lângă stadionul Păltinișanu. Oamenii vin să-și iau doza de otravă, bomba calorică și cu un sfert din conținut zahăr. Și iată, prima bandă se fac ambuteiaje. Mai ales au desferit tirurile care merg prima bandă, care nu știu ce le așteaptă. Ăștia care mănâncă dulce, de regulă nu prea-ți dați cu mersul pe jos. Își lasă bibica scumpă aproape de magazin, ca să nu se deranjeze. Poliția ar putea să vină să aplice zeci de amenzi, sute de amenzi în fiecare zi, mai ales acum înainte de sărbători. În locul ăsta, dar probabil și în multe alte locuri, tot cu prăjituri, cu vinuri, cu ce alte vicii mai au oamenii. Altă gospodină s-a oprit și așteaptă să libereze locul din parcare. Dar acolo e ambuteiaj mare. Torturi, prăjiturile, bombonele. Ne-i viața amară și vrem să o îndulcim. Nu contează regulile de circulație. Faptul că stâlpul acela scrie parcarea, staționarea interzisă. Nu contează că ambulanța pierde secunde prețioase din viața pacientului pe care îl duce repede la spital. Ia uitați-vă ce ambuteiaje se fac. Pentru că oamenii sunt responsabili, pentru că se gândesc numai la burtica lor. Așa. Și probabil și accidente se întâmplă din cauza asta foarte des aici. Așa. Ce vrei tu? Oamenii vor prăjiturile. Și gospodina așteaptă să se libereze parcarea. Ceilalți gospodari nici n-au mai așteptat și au ocupat prima bandă, ca așa vor mușchii lor. O mică avarie, vrem să luăm prăjituri și torturi. Chestii urgente și foarte importante. Vrem o țară ca afară, dar n-ai cu cine.
3 mașini avariate. Șoferii sau șoferile spălite la cap. Au obrazul gros. Dacă nu sunt trafic, în mod sigur și ei în jură. Și ele în jură când văd așa ceva. Toată lumea stă la curul lor. Stai de la Iași, cam indecis. Alături e firma de servicii funerare și încă mai departe e spitalul. Băgați dulce, stricați dinții, figura, obțineți diabet, vă ia COVID-ul și ajungeți alături. Ori întâi la spital, ori direct la mormântat. Totul începe cu un tort mare și cu parcat pe prima bandă. Cu tupeu. Că viața ne-i amară. Și cerul gurii negru. Mergi ca omul cu prima bandă, ambulanța poate să vină cu prima bandă. Și hop! Șoferii deja știu problema, de aici o semnalează. De fiecare dată cu ciudă că oamenii vin să-și ia o travă și calcă peste cadavre. Narcomanilor. Nu l-am văzut la față pe șoferache ăsta. Dacă s-a văzut singur un offside, s-a gândit să măcar să mute locul. Și iată, iese cu metra. E câtă-l-i. Sigur că da, trebuia să aibă și guler de blană. Și torturi multe. Că suntem pofticioși. Vrem și de acela și de acela. Cu tupeu nemărginit. Gata, s-a terminat avaria. Ne ducem să mâncăm tortic. Să petrecem anul. Și să întâmpinăm alt an. În care o să ne comportăm exact la fel și așteptăm schimbare. Nici nu semnalizează că schimbă direcția. Abia acum o semnalizează. Da. Întâi faci manevra și după aceea semnalizezi. Bravo! A, da, că îi trebuia pe ultima bandă. Rinoceri! Îi găsești aici. Na, și în alte locuri, dar aici îi văd de sus, de la
balcon în fiecare zi.